Casa de Cultură Filip Schiller, Casa Minorității Germane din București, care de la 1 iunie 1957 funcționează neîncetat. În această seară ne bucurăm să o avem ca oaspete a doua oară pe doamna Silvia Elina Zimmermann din Germania, pe domnul Dumbru și pe domnul Dana Șoca, la o conferință dezbatere intitulată Regina Carmen Silva, pagini de poveste și memorialistică. O aș ruga pe colega mea care a coordonat acest proiect, Aurora Fabricius, să ne spune câteva cuvinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc din toată inima că în pofida timpului și a timpurilor ne găsim aici într-un număr, să zic, mulțumitor pentru ce este afară și asta mă convinge că alegerea noastră n-a fost nepotrivită. Este a doua oară în acest an când doamna Silvia Elina Zimmermann ne onorează cu evocarea reginei Elisabeta, cunoscută sub numele de Regina Poetă. Aș spune chiar după anul 2014, anul în care ne-a părăsit Carol I. Aveți aici un banner de la manifestarea din aprilie, care s-a ocupat de figura regelui Carol I în opera Carmen Silvei, dacă se poate spune așa. Iar acum ne vom ocupa de celelalte scrieri, adică altă parte a operei sale, și anume de povestiri și de memorialistică. Doamna Zimmermann s-a ocupat de aceste capitole din opera Carmen Silvei și nu întâmplător, pentru că sunt două genuri literare despre care aș vrea să vă reamintesc în sală, nu sunt numai filologi, este vorba de povestire care nu se adresează numai copilăriei și nici copiilor, ci întregii ființe umane, dacă aș putea spune, o povestire care presupune inspirație din fapte reale, în cazul nostru autobiografice, cât și fictive, cu personaje din lumea reală sau ireală, care de cele mai multe ori au calitatea de deveni eroi și atunci le rămân, și memorialistica, cea de-a doua, cel de-al doilea gen literar, cea de-a doua abordare a Carmen Silvei, care nu înseamnă puțin. De ce? În caz voi să vă introduc în cadrul scurt, dar să vă reamintesc. În deceniul în care a descins în țara noastră Regina Elisabeta, se afla la orizont, se aflau două personalități și în cultura română, deoarece nu vă mai repet, Regina venea dintr-o educație și cultură cu mare tradiție, cea germană, România dispunea de două nume care acopereau terenul cu mare prisosință, și anume Simeon Florea Marian, un preot care a fost membru al Academiei în 1882 și mai mult a primit benemerent de la Carol I, ceea ce nu era puțin lucru, un acerb culegător de folclor, un mare minuțios și un intelectual autentic, iar cel de-al doilea, Petre Ispirescu, care sigur vă sensibilizează pe toți cei aflați în sală, un acel culegător tipograf, cum își spunea, cu mare modestie, un intelectual din Mahala bucureșteanu, care sigur că a completat în mod patriotic, dacă aș putea spune, tezaurul folclorii. Fie că e vorba de basmul popular sau de basmul cult, de povestirea populară sau de povestire cultă, fie că e vorba de folclorul din secolul 19 sau 20, atât vă pot asigura că literatura română a continuat cu mare știință această tradiție, că în urma marilor memorialiști, și aș spune numai un singur nume care a avut contact cu Regina, Titu Maiorescu, câte care de la care avem un jurnal fenomenal, de la 9 ani până la sfârșitul vieții, un germanist, un germanofil și un om cu educație, un intelectual român cu educație perfect germană. Contactele Reginei au fost Vasile Alexandri, deci mare folclorist și ne simțim onorați, pe care Regina l-a onorat și ea cu atenția sa, mulți poeți români peste care trec, Minte Cremneț, care a fost consiliera ei și, nu în ultimul rând, Titu Maiorescu. Aș vrea să mă opresc aici.
Că poate mai spun un cuvânt după doamna Timorman, poate nu mai spun, poate după domnul Gâncova a vorbit de memorialistică așa cum a făcut-o toată viața aia dedicat acestei memorialiști, să zic, doamna tălmăcitorului. Avem lângă doamna Timorman un tălmăcitor, un mare traducător care a făcut nu numai un gest intelectual, dar și de mare har. S-a plecat asupra acestor documente cu știință de carte. Pentru că în marile întâlniri ale reginei Elisabeta s-a aflat și George Enescu, aș spune că aș vrea să deschidem cu 5 minute de George Enescu, inspirație folclorică, pentru că asta a fost, avem și muzicieni printre noi, clarinetistul care va vorbi dacă vrem, Marin Volga va spune un cuvânt despre această partitură enesciană. Nu e mai nevoie să vă spun, o carte de vizită perfectă a culturii române. Genul enescian. Marin Volga, prieten deja, ca să ieșiră, două vorbe despre ce ne vei cânta și cu ce crezi că a picerit-o pe Carmen Silva, care l-a și sprijinit pe Enescu. E foarte important. Sărbunarea, bună seara, vă mulțumesc mult! În primul rând am pregătit pentru acest minunat eveniment o suită, suita a doua, în re major de George Enescu. O partitură, pot spun, cu influențe franceze, pe lângă influențele folclorice pe care Enescu le redă într-o manieră foarte creatoare. O suită care a fost premiată cu premiul întâi, cu un juriu din care făcea parte și Claude Debussy și Maurice Ravel, mari compozitori impresioniști ai veacului, în 1903. O suită alcătuită din patru momente, o tocată, o sarabandă, o pavană și un bure, fiecare de o complexitate extraordinară. Și cu aceasta cred că aș putea să spun că am cântat în loc prin acordurile sale de o deosebită complexitate. Vă mulțumesc! Thank you.
ne-am gândit să schimbăm puțin structura evenimentului și să-i dăm întâi date memorialistice, pentru că doamna doctor Silverina Timmerman a spus că domnul Câncu o viață dedicată acestei memorialistici și credeți-mă, este o confesiune, de fapt, memorialistică și ocupă, într-adevăr, jurnalul, este o, o să zic, o partitură a unei culturi, care chiar, ca pandat între două culturi, și înseamnă enorm la Regina Elisabeta, chiar putem spune că observăm că ne-a lăsat acest tezaur. Îl invit pe domnul Dumitru Dumnezeu să ne spună, traducând atât din memorialistica, luați-l, stați jos. Așa. Cam cum se desprinde figura scriitoare, cam cum, ce, cât înseamnă pentru cultura română și ce a simțit dânsul ca tălmăcitorile pe termenul, aflându-i gândurile. În primul rând, țin să-i mulțumesc doamnei Aurora Fabriciu pentru invitație, întrucât m-a adus din nou în Casa Șira, pe care n-am mai vizitat-o din timpul regimului Ceaușescu. Atunci veneam des la biblioteca din Casa Șilea. În alte locuri nu, nu găseai literatură germană, mai ales mai nouă, și veneam des pe aici. A doua oară, trebuie să spun că l-am invitat eu pe profesorul Klaus Heitmann. Am făcut cu el așa, o plimbare mai circumstanțiată prin București, ca să-i arăt locurile în care au funcționat instituții culturale germane. Și apropo de asta, cred că ar mai trebui amintit de sala Liedertafel, care înființată în primii ani ai secolului XIX. Și a avut o existență foarte, foarte frumoasă. Astăzi văd că s-a uitat complet de ea. În timpul războiului, mă rog, a fost, s-a instalat acolo fanfare ale armatei germane. După război a avut o existență destul de scurtă, a fost un timp sediu al Partidului Social-Democrat al lui Peter Petrescu, până când peste sala Liedertafel s-a construit noua aripă a Institutului de Arhitectură. Dar ca să revin la, apropo de, ca să mă amintesc de o chestiune, acolo, foarte aproape de aici, unde este acum sala Arcu, în timpul războiului a fost cinematograf german. Și rulau numai filme germane, hitleriste. Acolo am auzit pentru prima oară cântându-se celebrul film al hitleriștilor, Lili Marlen. Și sunt atâtea zeci de ani, dar îmi stăruie încă în minte prima strofă. Vor de caserne, standaine la terne, nu știți în ori de afor. Deci, mă rog, acum ca să revin la memorialistică. Doamna Fabricius a enumerat
o serie de memorialiști scurți și nu mai vreau să-i revin asupra. Dar vreau să spun că memorialistică ne aduce imediat în minte cuvântul memorie. Fiecare personalitate care se crede că trebuie să aducă la cunoștința publicului și a posterității experiența lor de viață, recurge la acest gen literar, care poate îmbrăca diferite forme. Este o povestire, corespondență, și un atât de mers. Dar, ca să revin la, în special, la ceea ce m-a interesat în ultimii ani, mai ales amintirile cablețime, de care eu am luat cunoștință cam prin 2000 sau poate chiar înainte, în timpul unor studii în Germania. Și eram acolo, am găsit că în o arhivă, că au memoriile sau jurnalul Carmen Silva a apărut în Germania între mai multe ediții între anii 1998 și 1917. Mărturisesc că atunci am fost șocat, că nu știam nimic despre în țară nu se vorbea nimic. Trecuseră 100 de ani, mai de 100 de ani, când în țară nu se povenea niciun cuvânt despre amintirile Carmen Silva. Și când așa am spus și mie, era și șocat. Când am venit în țară, am căutat omul și am început să-l traduc. Și a apărut un prim volum în 2002, după atâția așa de țară. Mărturisesc că am citit cu deosebită plăcere și atât pentru sentimentele de mare noblețe, cât și pentru judecățile ei, uneori foarte curajoase și cam iconoclaste față de societatea în care trăia. Și mi-am însemnat câteva lucruri. Cuibul penaților mei e împărțit în mai multe capitole. Carmen Silva a hotărât să dedice amintirile ei, cum arată și titlul, copilăriei. Și în această copilărie o descrie casa familiei, servitorii, doi care ei, doamna de la care am învățat ce înseamnă acțiune binefacere,
Apropo de acțiuni de binefacere, nu știu dacă mulți bucureșteni știu că mai există și astăzi un institut de binefacere construit de Carmen Silva și care mi-a făcut plăcere să constat că în ultimii ani a fost renovat. S-a lucrat vreo 2 ani și a fost renovat. E vorba de un cămin pentru nevăzători. El se află în strada Vatra Luminoasă. Asta e, sigur, un institut de binefacere, de multe câte a făcut Carmen Silva, care mai durează și astăzi. Și trebuie să fie cunoscut de bucureșteni. Un personaj foarte interesant din cuibul penaților mei, la care o să revin mai pe la. Dar, apropo de memorialistică, în România s-au petrecut lucruri interesante și ciudate față de numele pomenite de doamna Fabrice. De pildă, chiar și a doua regina României, regina Maria, a avut un sfârșit de viață foarte trist. De la înscăunarea fiului ei, Carol al II-lea, a fost ostracizată din circulația din publică, din viața publică și în ultima parte a vieții s-a retras la Balcic, astăzi în Dobrogea, care face parte din Bulgaria, și acolo s-a stins din viață. Au fost publicate în timpul vieții, încă povestea vieții mele, care merită și ea să fie citit. Dar au fost măcar 3 memorialiști care au plătit cu viața activitatea lor. Ighe Duca. Avem o curiozitate, numai dumneavoastră ne puteți preciza, așa două vorbe despre stilul memorialisticii Carmen Silvei. Da. Ne-a interesat foarte tare, pentru că nu uităm că excursia ei pe Dunăre cu jurnalul de călătorie, poate că a fost și sub influența unui alt savant român, Alexandru Dobescu, care are pagini extraordinare. Da. Să vedem, Carmen Silva, asta ne interesează pe noi, cei care n-am citit poate tot jurnalul, dacă are un stil special, are o confesiune anume. Are o gândire specială, dar vreau să vă spun ce destin ciudat și tragic au avut 3 memorialiști, personalități care au jucat un rol de frunte în viața publică românească și fie pe Ighe Duca, s-au publicat amintire de noi. Iorga și-a publicat amintirea, o viață de om, frate mare. Armand Călinescu și-a obținut un jurnal, notițe zilnice. Toți 3 au fost pur și simplu uciși. Ighe Duca, împușcat pe
gara, în gara Sinaia, Iorga lua de acasă și împușca propăduri, Arman Călinescu împușca și el, ca și Iorga de legionar. Deci și Regina Maria cu tot soarta crudă și aceste trei personalități care au spus o ce poți din viață. Dar ca să revin la cuibul penaților mei. Ce mărturisesc, ce m-a impresionat foarte mult atunci când am început să lucrez la memorial. Are un capitol despre Bernays. Profesor la Universitatea din Bonn și evreu de origine, care, despre care Carmen Silva spune că era un oaspete intim al casei lor. Ea era încă copilă atunci și stătea și asculta atentă discuțiile dintre Bernays și mama ei. Și influențată de aceste discuții, în jurnal se pot găsi niște judecăți surprinzătoare, dacă vrem, care au făcut printre altele, ca amintirile ei să nu poată fi publicate nici în timpul lui Carol I, nici în timpul lui Ferdinand și al lui Carol al II-lea, până deci după război. Ce judecăți care e ne ajută să punem o amprentă precisă asupra felului ei de a judeca, de a vedea lucrurile. Mă scuzați, dar nu prea. Este o fișă de temperatură a epocii. Ce fel de autoare
era tarnăcită. Chiar dacă memoriile, îmi permit să vă completez, nu totdeauna sunt scrise spre a fi publicate. Asta este marele farmec, fiindcă foarte multe memorii și dacă ne amintim și după ea, Sebastian Steinhardt, nu mai vorbesc de Jenia Terian, memorii care nici nu bănuiau a fi probabil publicate. În cazul Carmen Silva, credeți că ea s-a autocenzurat? Credeți că ea și-a... Nu. Farmecul ei, tocmai că a vorbit foarte liber. Și acesta este și motivul pentru care amintirile ei n-au fost cunoscute, n-au fost publicate. Avea legătură, s-a amintit aici, pe bună dreptate, invita personalități recunoscute ale epocii la Castelul Ferișa, concerte, lecturi de poezie. A fost o intelectuală deschisă, a cunoscut poporul român, a primit dragoste și din partea lui și a făcut descrieri exacte, ne-a văzut așa cum suntem. A cunoscut, a ținut să cunoască intelectuale de comunitățe, dar a cunoscut și a fost în relații foarte apropiate și cu scritori francezi, cu Pierre Lotin și cu Le Comte de Lille. Pierre Lotin a fost invitat la Peleș și povestește că în timp el locuia într-o cameră dintr-un turnuleț al palatului Peleș. Și din camera lui vedea, în camera Carmen Silva, noaptea, după miezul nopții s-a prindea o lampă și atunci lucra Carmen Silva în timpul nopții, când a doua zi trebuia să țină seama de atribuțiile ei și din datoriile ei. Domnule Câncu, judecând destinul reginei, credeți că și memorialistica a făcut parte din, să zic, intelectualitatea și talentul ei salvatoare, pentru că ea avea dramele, ei a pierdut unicul copil. Credeți că s-a realizat prin literatură și a dat seama că poate fi salvatoare aceasta? Salvatoare. Acest talent al ei literar, pentru că fără îndoială a distrus din stat de acest talent și era conștientă. A fost și poetă, afară de prozatoare, ca să dovedește talentată în cuibul penaților mei, a fost și poetă, și a publicat niște cugetări care, iarăși, n-au mai putut fi publicate în perioada interbelicului. Deci face parte din galeria, să zic, a marilor spirite. Mulți au făcut cugetări sau aforisme. Să revin. L-aș întrerupe numai o singură clipă pentru a da doamnei dr. Silvia Elina Cimărman prilejul să le lectureze câteva rânduri ca să vedem puțin stilul Carmen Silvei și după aceea mai spune și dumneavoastră câteva idei, pentru că e foarte important din memorialistica cuiva să vedem ce stil a abordat Carmen Silva pentru a merge mai departe cu analiza. Se audă? Voi citi din memoriile Elisabetei Luci, în traducerea domnului Hâncu, și anume din capitolul profesorii mei. De la 12 ani, mama m-a dat aproape numai pe mâini bărbătești, pentru că dorea să fiu bine instruită, dar nu după șabloanele aplicate fetelor din familiile nobile, ci după propria opinie.
De lecțiile de religie a ținut să se ocupe personal, până înainte cu 6 luni de confirmație, achitându-se cum nu se poate mai bine. Din cea mai fragedă copilărie, la 6 dimineața era ora de religie, pentru care mama se pregătea cu foarte mare grijă. În ultimii ani se sfătuia de aproape cu tata și îi citea pe părinții bisericii și pe mari gânditori, din care îmi dădea să transcriu pasaje, copiind și iau o parte noaptea la capătăiul frățiorului bolnav, în timp ce îi veghea scurtul somn. Mă lăsa de altfel să transcriu de foarte timpuriu și din alte lecții, din care să alcătuiesc compoziții. Cam pe la 12 ani, îmi aduc bine aminte, am scris despre îndatoriri un text în 3 părți și tot atâtea subîmpărțiri. Căci în capul meu, plin de fantasme, trebuia făcută ordine, nu pluma. Acum am impresia că a fost totuși un început cam sever, căci ce nu stimulează fantezia atunci când înveți? Până și istoria, pentru care nu prea avea tragere de inimă. Căci curând mi s-a părut a vedea în ea că era mereu vorba de aceeași luptă între oameni care căutau să se vatăme unii pe alții, care smulg unii altora țări, se ucid reciproc, numind asta război și mai ales se mint unii pe alții, ceea ce împricinuia adesea o nespusă silă. Mama își dădea silința să alcătuiască pentru mine tabele sincrone spre a-mi ușura deprinderea tuturor acestor lucruri. Credea că va fi mai bine dacă voi avea o imagine limpede asupra a ceea ce se întâmplă simultan în diverse țări. Dar eu mă cufundam cu plăcere în cele mai mărunte detalii și nu voiam să mă obișnuiesc cu o privire de ansamblu asupra lucrurilor. Era poate și prea devreme ca să le privesc cu detașare. Lecții de germană am luat mai întâi cu un profesor din Neuwied, domnul Noll, care ulterior a devenit directorul școlii de fete. Dar de atunci, îmi aduc bine aminte, voiam să merg pe propriul meu drum. Îmi amintesc astfel o compoziție despre primăvară, pe care am scris-o în felul meu și pe care el mi-a corectat-o de la un cap la altul, ceea ce nu m-a bucurat. N-am putut explica ce am vrut să spun și nici să-mi dau seama de ce corectura m-a nemulțumit. Cu același profesor am început să învăț și istoria. De pe atunci preferam să scriu prost, dar de capul meu, nu ca ceilalți. Ori el cerea ca totul să fie ca la școală. E ușor de înțeles, însă, că un copil atât de singur, cu un trecut atât de straniu, să aibă cu totul alt mod de a vedea lucrurile. Apoi, cu educatorul fratelui meu, am început să învăț latina. Mama hotărâse asta mai mult ca să-l încurajeze, să-l stimuleze pe el, dar mie mi-a făcut o enormă plăcere. Cu ocazia asta, mi s-a vădit propriul talent. Ceilalți credeau că e vorba de un talent pentru limbi străine și cam să devin un mic mezzuzanti. Dar nu despre asta era vorba, ci de glasul inconștient al viorii mele, ce avea să devină un Stradivarius. Eu țineam să devin stăpân asupra limbii, nu asupra limbilor. Voiam să stăpânesc ceea ce trebuia să fie împărăția mea. Domnul Breuner, care apoi a devenit profesor la Universitatea din Greifswald, mi-a deschis noi orizonturi și înțelegerea limbii latine, ceea ce nu era totuși suficient, întrucât eu mama cu Cadeian din stadiul în care se afla fratele meu, dar mi-a fost totuși de mare folos pentru întreaga evoluție ulterioară. Când era vorba de învățătură, fratele meu și cu mine aveam 2 moduri total diferite de a o concepe. Lui nu-i plăceau limbile străine, ci matematica și, în genere, științele exacte. Ar fi vrut cu dragă inimă să devină inginer. Deci nimic nu-l interesa atât de mult ca mașinile, noile descoperiri și pe ce punea mâna era numai decât în bună regulă, în vreme ce eu mă cufundam încântată în esența limbii. La Ovidiu și Horatiu am ajuns puțin cam devreme, fără o temenică bază gramaticală, dar pentru mine asta n-avea mare importanță. Luptele de una singură pentru însușirea construcțiilor limbii latine au contribuit în mare măsură în a-mi spori inteligența. De multe ori, of, de câte ori am adormit peste dicționarul latin al lui George, când mă sculam la 4 dimineața ca să-l consult și mă prindea și seara asupra lui,
fără să pot descoperi sensul verbelor de care mă loveam într-un loc sau altul. Mi era greu, întrucât nu cunoșteam destul de bine verbele. Cred că uneori se mai și cerea cam prea mult de la mine și în special să învăț ușor. O oră la domnul Breuner mă interesa îndeoseb peste măsură. Aceea de istoria artei pe care am început între 12 și 13 ani și a fost o reală încântare. Mulțumim, Silvia, din acumărba. Acum ne adresăm întâlnăcitorului din nou. Ați notat undeva că câte ceva despre sensibilitatea scriitoarei Carmen Silva. Cum v-a impresionat? Era o realistă, o lucidă? Cum privea lumea? Cu armonie, cu comprehensiune? Avea multe calități. De pildă, paginile din paginele despre fratele ei, care s-a stins după o boală necruțătoare. Și în câteva luni, atunci cu situația de atunci de medicină, n-a făcut de tratat. Și paginile despre Otto, fratele ei, sunt de-a dreptul sfârșitoare. E o sensibilitate care nu se poate să nu-l miște și pe scriitor, pe cititorul din. Dar revenind la, am amintit de Pierotti. După prima vizită am mai urmat alta și datorită lui s-au publicat la Paris cugetările Carmen Silva, care au fost premiate de Academia franceză, ceea ce nu s-a întâmplat și la noi. S-au mai întâlnit și după moartea lui Carmen Silva, când el a publicat. S-au întâlnit la Veneția și după care, în timpul primului război mondial, el a publicat la Paris L'Exil, pledoarie pentru un nevinovat. La ce se referea? Cu aplicarea lui Carmen Silva pentru poezie, pentru literatură. Ea a apreciat-o foarte mult pe Elena Văcărescu și a dorit nici mai mult, nici mai puțin decât sonsoare somărite cu prințul moștenitor Ferdinand. Ceea ce l-a supărat foarte rău pe Carol I și i-a cerut să plece la vii castelul părinților ei. A plecat și a lipsit din țară 2 ani de zile. N-a stat numai la vii. A fost și în Franța, cu Pierotti s-a întâlnit la Veneția, cum am spus. Despre Elena Văcărescu ar merita să vorbească mai mult. Ea și-a făcut mare nume în Franța, a fost ea premiată de Academia franceză, a fost reprezentantă pe linie culturală a Ligii Națiunilor, a Societății Națiunilor, a Comisiei Planetarilor. Dar, pomenind de cugetări, Thank you.
fictivă, dar vreo două, ca să le putem, da, să le putem analiza. Sigur că un traducător e foarte greu să se oprească la câteva idei, sau domnul Pumplu și-a făcut aici o sumă de observații. Important ar fi cel mai bine să ne spuneți așa, dacă dumneavoastră ați prezentat altei culturi, cultura română, ce loc ocupă Carmen Silva în cadrul memorialistice românești, care deja are tradiție, care deja este un capitol important din cultura noastră. Ea a venit într-un moment de dezvoltare a României, și nu oricum, ca soția unui foarte mare conducător. S-a lăsat ea copleșită, a fost o exhibată, a fost o scriitoare de talent. Cum ați încadra-o? În primul rând, e foarte greu să vorbim cum o încadrăm pe ea în memorialistica românească. Pur și simplu nu s-a vorbit de ea, nu s-a pomenit. Dar acum când avem publicat nici ea... acum, am căutat, în istoria literaturii române, lucrarea aia de, atât de mare proporție a lui George Călinescu, nu se pomenește niciun singur cuvânt despre Carmen Silva. Și noi am putea cumva să o asemănăm cu o altă scriitoare, am putea să îi dăm o așteptă, să nu încercăm o definiție, dar să-i dăm un loc al ei în memorialistica românească. Păi, dacă... acum când o avem publicat. Dar dacă nu s-a pomenit, dacă în istorie, literatură, nu se pomenește de ea. Și nici noi nu putem să cugetăm asupra ce ne-a lăsat ea ca zestre memorialistică. Cât înseamnă? Îmi spun stilul ei, când e pur și simplu fermecător și cu pagini așa copleșitoare, cum sunt cele despre boala și moartea fratelui. Dar a avut de stilul ăsta trage că nu s-a mai vorbit de scriitoarea. Am înțeles. Haideți să o supărăm pe doamna Zimmermann cu câteva cuvinte despre ce și-a ales dânsa să ne spună și revenim la domnul Hâncu asupra memoriilor, dar aș fi vrut să vă precizez că doamna Zimmermann a făcut investigații teribile până să aleagă citatele. Sigur că dezbaterea era prevăzută cu lectură și poate ar fi fost bine să facem și lectură în limba germană, dar ne oprim aici. Dar voi face o introducere, da, despre, da, povești și poate o mai scurtez, vedem cum vă plictisesc. Și am și texte pregătite din poveștile ei care ne dau câteva indicii despre viața ei. Deci ea a scris foarte mult literatură beletristică, poezii, și în aceste poezii și în povești mai ales găsim aspectele biografice și nu în jurnale. Jurnale nu a prea lăsat, cunoaștem doar Colțul penaților mei, în care se referă mai mult la copilăria și adolescența petrecute în Oiviți, deci sunt interesante mai mult pentru germani sau pentru cei care sunt interesați de cultura germană, cultura clasei nobiliare din Germania, iar volumul Pe Dunăre este de fapt un jurnal, o autobiografie a unei călătorii pe care o puteți găsi de fapt în mai multe publicații. A fost tradusă deja de la început cu intenția de a fi popularizată, deci nu este necunoscut textul. Se găsește și actual într-o ediție nouă în adenta volumului Regele Carol I în opera Regina Elisabeta, iar acolo avem referiri despre familia regală, despre primii doi copii ai familiei princiare, moștenitoare, Maria și Ferdinand. Dar curios lucru, pe Maria o descrie în câteva locuri, dar pe Ferdinand nu. În schimb, copiii sunt mereu evocați și se pare că în copii vede ea viitorul dinastiei.
mai ales în compararea ei, Carol I și viitorul rege Carol al II-lea. Revin însă acum la poveștile noastre. Amintirea despre personalitatea primei regine a României, Elisabeta, nu este posibilă fără a privi în același timp și personalitatea scriitoare Carmen Sieva. Ceea ce multe din personalitățile istoriei ne lasă drept mărturie despre viața lor, găsim de obicei în însemnările lor zilnice, în jurnale, în scrisori, ori în autobiografii. Cu regina Elisabeta lucrurile stau altfel. Există și la ea o corespondență destul de vastă, dar care în mare parte nu a fost publicată, la fel numeroase articole autobiografice ale ei, răzlețe, publicate în ziare și reviste în diferite țări, dar care nu au fost strânse până acum într-un volum complet, și de asemenea și un volum de memorii despre copilăria și adolescența din Noiviț, Colțul Penarții Ormei, a apărut și în românește pentru prima dată tradus în 2002-2003 în două volume de domnul Dumitru Vruncu. Dar în mare parte, mărturiile autobiografice regina Elisabeta alesă ni le dezvăluie în timpul vieții prin intermediul literaturii beletristice, cu precădere poeziei și îndeosebi în povești. Înainte de a trece la poveștile reginei Elisabeta și la aspectele autobiografice, voi reda un articol dintr-un ziar australian publicat după moartea reginei în anul 1916, intitulat A Pretty Story, o poveste drăguță, în care se explică cum și-a ales regina numele de scriitoare. Citez. Povestea despre alegerea fermecătorului nume de scriitoare al majestății sale este caracteristică pentru temperamentul ei. În timpul unei vizite într-o școală primară pentru fete din Iași, i-a întrebat pe una dintre fetițe dacă știa cine era Carmen Sieva. Da, răspunse copila, este numele reginei când scrie cărți. Și ce înseamnă? Insistă regina. Copilul amuțise, iar atunci regina răspunse ea însăși întrebării ei. Când am fost copil ca tine, adoram să cutreier pădurea și îmi doream să pot cânta precum păsările. De aceea am ales numele, căci Carmen înseamnă cântec, iar pădure, Sieva pădure. Închei citatul. Găsim această poveste drăguță și în varianta scrisă chiar de regina Elisabeta, în volumul de povești, Märchen einer Königin, poveștile unei regine, publicat în ediția Princeps Germană în anul 1901. Este vorba de poveste autobiografică intitulată Carmen Sieva, în care, dacă avem timp, voi lectura câteva pasaje. De ce a scris regina Elisabeta despre viața ei tocmai în povești cu care se adresa copiilor? Găsim cu ușurință explicația chiar în memoriile reginei despre copilăria și educația primită, unde Elisabeta de Vitz relatează că avusese în adolescență dorința de a deveni învățătoare. Iar mai târziu, când a devenit doamna României, concepția ei de suverană a fost aceea de mamă a poporului, în germană așa numită Landesmutter. După moartea unicului copil, principesa Maria, la fragedă vârstă de 3 ani și jumătate, regina Elisabeta, nemai având alți copii ulterior, cu atât mai mult s-a conceput ca fiind regina mamă a tuturor copiilor țării. Iar acest model de regina mamă a țării a fost preluat și de urmașa Elisabetei pe tron, de regina Maria, care, la fel ca și regina Elisabeta, a publicat povești pentru copii și care a rămas în memoria colectivă ca atare, ceea ce arată că modelul primei regine, Elisabeta, a pus baza acestei tradiții în Casa Regală a României de adresare către public prin intermediul literaturii, tradiție care a fost dusă mai departe cu demnitate și succes îndeosebit de regina Maria și pe care o vedem continuată și astăzi prin intermediul cărții de Familia Regală a României. Regina Elisabeta României a publicat sub numele artistic Carmen Sieva mai multe volume de povești în timpul vieții, iar debutul ei literar ca autoare de povești în România l-a făcut cu cunoscutul volum Poveștile Peleșului. În 1883 a apărut atât în Germania cât și în România. Coperta de sus, în stânga, este ediția Princeps Germană. Cea maronie este o ediție adăugită din 1906 și cea de jos e ediția Princeps Română. Iar în dreapta o vedem pe regina Elisabeta în portul popular, pictând Evanghelia de la Curtea de Argeș.
Acest volum a fost, Povești de Peleșul, a fost conceput și publicat cu ocazia inaugurării Castelului Peleș și prin acesta regina dorea să ofere în ambele limbi, în germană și română, deci pentru copiii cititori din ambele țări, o carte de povești, iar legendele născocite de ea, despre natura mitică, despre oameni și obiceiurile românești din împrejurimile Peleșului, erau împreunate cu simbolul dinastiei românești Peleșul, Castelul Peleș. În toate acestea povești și legende din volum sunt povestite de alegoria râului Peleș, după cum aflăm din povestea introductivă Peleșul și cum face iluzie chiar titlul volumului. Acest volum, în ediția Princeps română din 1883, a fost tradus de Dimitrie Alexandru Sturza, academician, om politic și, în mai multe rânduri, ministru al României sub regele Carol I, al cărui nume însă nu este menționat în carte în niciuna dintre ediții, probabil din motivul că autoarea și regina României, ca ea să nu fie percepută în țară ca autoare într-o limbă străină, ci ca regină scrisoare adresându-se copiilor cititori în România, în limba țărilor, în limba română. Volumul din 1883 a fost împărțit în școlile românești ca premiu pentru elevi. Demn de menționat este în legătură cu Dimitrie Sturza că regina îi face un frumos portret literar în memoriile ei, în volumul Colțul pe nații mei, pe care povestește cum le-a cunoscut pe Sturza în casa părinților ei, pe când se aflau la Bonn, iar acesta era student la universitate. Pe atunci, Elisabeta de Vit, o copilă de vreo 8 ani, auzise pentru prima dată limba română, pe care o va învăța după venirea ei în România, în anul 1869, ca doamna României, alături de domnitorul Carol I. În scrierile ei literare, însă, Elisabeta va folosi îndeoseb limba germană, iar pseudonimul artistic, Armen Silva, îl folosește începând cu anul 1880, când publică primele ei cărți în Germania. Poveștile Peleșului au apărut și în ediții mai noi. Din 1910, în partea dreaptă, sunt edițiile românești, iar în partea stângă sunt edițiile germane, care au apărut o ediție de lectură Peleșmel și în același text se află și în ediția completă a poveștilor. Aici vedeți jos, în partea stângă, volumul 1 al ediției complete, în care am strâns toate poveștile cu teme românești, titlul Rumenische Märchen und Geschichte, deci povești și povestiri românești. Aspecte autobiografice în poveștile Peleșului găsim doar în ediția 3, adăugită, cea din limba germană, din 1906, o vedeți în coperta, da? Maronie, din partea stângă. În această ediție, în povestea de Hunde Gipfel, Piscul Câinelui, Carmen Silva descrie priveliștea munților din camera ei de scriitoare din Castelul Peleș, iar în ultima poveste, Valea Rea, sunt adăugite câteva pagini despre interioarele Castelului Peleș și camera de scris a reginei, descrise atunci acolo de alegoria Fârâului Peleș. În partea dreaptă vedeți edițiile noi germane. Un alt volum german de povești alegorice este Leidens Erdengang, Pelegrinajul Suferinței, publicat în 1882 și care cuprinde povestea autobiografică Ein Leben, o viață. În colecția Aus Carmen Silvas Königreich, din Regatul Carmen Silvei, ediția Princeps din Germania, care a apărut și în România, în traducere sub titlul de prin veacuri, găsim povestiri, de fapt, despre istoria României de la Decebal și până la regele Carol I. Volumul Peleș în Dienst, Robia Peleșului, a apărut în germană în 1888, iar în traducerea românească de Elena Radu Rosetti în 1897. Dar este poate mai cunoscută astăzi datorită retipăririi în 2012 într-o frumoasă antologie de povești la editura Curtea Veche sub titlul Poveștile unei regine.
volumul Monsieur Hampelmann, domnul Pulcine. În imagine, vedeți, în partea de mijloc jos este coperta mai colorată, cu desene de, și de Carmen Silva și scrisul ei aici, dar în, cuprinde și imagini de Comte Nui. Iar textul, povești este tipărit în această carte, în patru limbi, germană, română, franceză și engleză. Pe lângă poveștile Peleșului, cea mai importantă culegere de povești este volumul Märchen einer Königin, Poveștile unei regine. Acest volum a fost conceput după exilul ei. Deci când a revenit în România, a apărut în 1901 și a fost publicat în același timp în mai multe limbi și în mai multe țări. În Anglia, America, apoi în anii următori Olanda, Spania și România. Varianta românească, Poveștile unei regine, traduse de Lia Hârsu, a fost publicată în 1906 la editura Biblioteca pentru Toți. Este în partea dreapta jos, coperta românească. Noua antologie, în partea dreaptă, o vedeți de la Curtea Veche, Poveștile unei regine, folosește doar titlul acesta al ediției Princeps, însă are o altă compoziție, cuprinde mai mult decât doar povești și găsim în ea și o serie de poezii și numeroase fotografii cu regina. De asemenea, și ediția nouă germană din ediția completă a Poveștilor, volumul 2, preia tot acest titlu Märchen einer Königin, Poveștile unei regine, dar aici am grupat toate poveștile care nu au teme românești și în care regina redă prin mediul literaturii de bas diferite concepții ale ei despre educația copiilor, despre altruism, despre artă și viață în general, despre spiritualitate și, de asemenea, despre viața ei, deci povești autobiografice. Volumul cuprinde, ca și cel inițial, Märchen einer Königin din 1901, o interesantă poveste despre vatra luminoasă, dar sub formă de bas. Este vorba de povestea Cum văd orbii. Și acum trecem la lectură. Poate facem o pauză de muzică? Aș fi vrut, înainte de pasajul lecturat, față de această viață, așa cum a fost vorba de Iorga, să ne cânte Marius Boldea, din nou George Enescu. Thank you.
Aici stă un om deosebit și te așteaptă.
vrei să-L iubești toată viața? Și aici este drumul tău, este aspru și pietros și duce printre prăpăstii spre înălțimea mețitoare. Vrei să pornești pe El? Iar acolo te așteaptă munca ta, mare cât un munte. Vrei să o porți pe umeri? Vreau, am zis eu. Și suferința m-a îndrumat spre căsnicie, m-a făcut mamă și mi-a încărcat umerii cu muncă din belșug. Bibuiam drumul cel drept, dar a trebuit să trecem prin defăimare și bănuieli, iar pe cărările abrupte ne-au întâmpinat ura și dezbinarea. Însă tot nu mi-era teamă, pentru că eu eram mamă. Dar prea puțin ani mi-a fost dat să port această mare onoare, căci ochii luminoși ai copilului meu s-au stins, iar căpșorul i l-am culcat în sicriu. Am rămas mai departe treaptă, în ciuda focului ce mocnea în pieptul meu și am întrebat suferința. Unde este adevărul? Acum când am îngropat toate bucuriile și speranțele lumești, nu mai rămâne nimic altceva decât adevărul și am tot dreptul să-l găsesc. Atunci suferința mi-a pus condeiul în mână și mi-a zis, caută. Următoarea poveste, Mein Kaleidoskop, provine din volumul Bärchenlande Königin, Poveștile unei regine, este ilustrat aici de Eduard Kado, iar traducerea îmi aparține. Din nou, un scurt pasaj în germană. Mein Kaleidoskop. Ich schreibe viel bei der Nacht. Im Sommer mache ich dann meine Balkontüre auf, dass der Mond in die Sterne hereinscheint. Dann stehen die Tannen so schwarz da wie Riesen, die das Schloss umgeben wie eine mächtige Wand. Dann höre ich den Pelsch unten rauschen und die Springbrunnen um das Schloss herum plätschern die ganze Nacht. Da treten dann die Feen bei mir ein, die Feen mit den schönen weißen Haaren und der weißen Kunkel und die Fee Imagina und alle die Feen aus den Bäumen und Blüten, die noch tief schlafen unter der Last von Tau, die ihre Häubchen fast zu Boden drückt. So trat eines Morgens die Fee mit den weißen Haaren bei mir ein und hielt etwas in der Hand. Sie lächelte. Ich weiß, dass du den Kindern gerne Märchen erzählst, sagte sie. Nun habe ich dir etwas mitgebracht, da brauchst du nur hineinzublicken und die Märchen fallen dir entgegen. Es ist ein Feenkaleidoskop. Kaleidoskopul meu. Eu scriu mult în timpul nopții. Vara, la ușa balconului deschisă ca să intre razele lunii și ca să pot vedea stelele strălucind și brazii negri și uriași ca un perete în jurul castelului. Jos în vale aud peleșul curgând, iar fântânile castelului susură întreaga noapte. Atunci intră la mine zânele, zâna cu frumosul păr alb și cu fuiorul de lână albă și zâna Imagina și toate zânele din copaci și zânele din florile adormite sub povara de rouă care le apleacă capetele spre pământ. Atunci e foarte frumos la mine căci aprind toate luminile în camera mea. Îmi place când este o lumină, căci atunci vin gândurile vesele și totul arată mai prietenos pentru zâne. Uneori mă plin pe balcon, iar atunci straja se uită în sus spre mine, mirându-se, dacă nu sunt cumva și eu o zână și neștiind dacă să mă salute ori nu. Deci e greu de închipui pentru ceilalți să ai un castel și un pat bun și să te scoli cu noaptea în cap. Ei nu știu firește că este ceasul potrivit în care zânele povestesc și ele numai atunci povestesc când toată lumea doarme. Astfel, odată spre dimineață, zâna cu părul alb intră la mine ținând ceva în mână și îmi zise zâmbind. Știu că povestești cu drag copiilor. Iată, îți aduc ceva în care trebuie doar să privești și toate basmele ți se vor arăta. Este un caleidoscop fermecat cum niciun om nu a putut vreodată să-l făurească. Oamenii pun doar bucățele de sticlă în caleidoscop și rotindu-l amestecă culorile, noi însă am pus cu totul altfel de lucruri în caleidoscopul nostru, iar când îl rotești, vezi întreaga lume în el. Îi mulțumi zânei pentru darul ei, dar nu îi mulțumi destul, căci nu știam încă câtă bucurie voi găsi într-însul. Ce zici de cadoul meu, întrebă zâna, îți place? Da, am răspuns eu, îmi place, dar mi-ai fi făcut o mult mai mare bucurie dacă mi-ai fi dăruit un caleidoscop cu care să pot citi în inimile oamenilor. Forfota din stradă nu mă interesează așa mult, asta mi-o pot închipui și eu singură. În schimb, aș dori să pot vedea ce gândesc și ce simt oamenii, încât să-i pot consola și să le spun lucruri de care să se bucure cu adevărat. Vei primi și asta, râse zână.
Dar tu chiar îmi placi, primești darul să vezi toată lumea și tu nu ești mulțumită. Întreaga lume nu-mi este nimic pe lângă o singură inimă de om. Eu nu sunt curioasă și nu vreau să fac descrieri de călătorie, ci despre ceea ce gândesc și simt oamenii vreau eu să știu și să povestesc. Eu vreau să văd în adâncul sufletului lor ca și cum nu ar exista nici craniu, nici vreo stabilă și niciun secret. Vai, zise Zâna, atunci nu îți prea va plăcea ție ce vei vedea. Aș putea să văd pe cine vreau eu? Da, te voi învăța să vezi ce și pe cine vrei, căci te înșeli dacă crezi că nu ai vrea vreodată să vezi și orașe și locuri. Dacă îți arăt ce fac cei dragi ție, care sunt foarte departe de tine, atunci cu siguranță că vei fi foarte mulțumită să-ți vezi patria ta, Rinul tău, pădurea ta și tot ceea ce se întâmplă, fie și numai dacă stau la masa de micul dejun și citesc ziarele. Și în timp ce spuneam acestea, am întinse din nou caleidoscopul și, într-adevăr, puteam să văd tot ce îmi promisese. Mă copleși atât de mult bucuria, ca și cum aș fi fost în mijlocul celor dragi și iar acasă. Vedeam pădurea lângă Rin, vedeam vechile cetăți, vedeam castelul meu în care mă născusem și palatul din pădure, care se numește Morepo, liniștea mea, vedeam totul și pe toți. Da, a fost cu atât de mare bucurie, încât mi s-au umplut ochii de lacrimi. Povestea Carmen Silva, după cum am spus, a apărut în volumul german tot Märchen einer Königin. Iar aici o voi da tot în traducere. E liniște acum. In Deutsch zuerst, Carmen Silva. Ich bin schon oft gefragt worden, wie ich auf den Namen Carmen Silva als Dichternamen gekommen bin und nun will ich es meinen lieben Kinderlein erzählen. Ich habe als Kind immer gemeint, ich sei nicht so artig wie die anderen und man habe mich nicht so lieb gehabt, weil ich weniger liebenswert sei und da bat ich den lieben Gott so sehr, er möge mich besser machen und liebenswert und mir auch die Gabe schenken, ihn auf irgendeine Art zu loben und zu preisen, weil ich ihm immer so dankbar war, dass die Welt so schön und meine Kraft so groß. Und siehe, da hat er mir ganz leise und still, da es niemand sah und wusste, die Lieder in die Brust gelegt. Denn ich fing schon mit 8 Jahren an zu dichten, aber ich wusste nicht, dass mir der liebe Gott ein wunderschönes Geschenk gemacht. Carmen Silva. Am fost întrebată de multe ori cum i-am ales numele artistic Carmen Silva, iar acum vreau să povestesc asta copiilor mei dragi. În copilărie credeam mereu că nu sunt la fel de cuminte ca ceilalți copii și că de aceea nu eram iubită și astfel am rugat pe Bunul Dumnezeu să mă facă și pe mine mai bună și mai dragă și să-mi dăruiască și mie un har cu care să-L prea slăvesc mai bine în felul meu, căci eram atât de recunoscătoare pentru că făcuse lumea așa de frumoasă și pentru că mă înzestrase cu atâta putere. Și iată că, în liniște și mare taină, Dumnezeu mi-a pus în suflet cântecele. Căci eu am început să fac versuri pe când aveam doar 8 ani, însă nu știam că Dumnezeu îmi dăruise acest dar minunat și credeam că fiecare îl poate avea numai să vrea. Dar când am crescut mai mare, mi-am dat seama că este un dar ceresc și atunci cu atât mai puțin am avut curajul să-l destăinui, ba nici măcar n-am învățat arta poeziei, pentru că mi se părea lipsit de umilință și nici nu îndrăzneam să corectez vreo greșeală, crezând că asta ar fi deja o minciună. Când m-am căsătorit, aveam deja un întreg volum de poezii scrise și încercasem și altele de tot felul, dramă și novelă, cea din tâi la 11 ani, iar prima mea dramă o scrisesem la 14 ani. Dar știam că toate astea nu sunt reușite. Abia la 35 de ani am publicat prima dată ceva și asta doar pentru că lumea își copia cu migală lucruri lungi scrise de mine și astfel am vrut să le ușurez treaba. Atunci am început să caut un nume după care să mă adăpostesc atât de bine încât să nu se știe cine sunt. Într-o bună zi îi zisei doctorului: aș vrea un nume frumos de scriitoare și pentru că acum sunt în România și aparțin unui popor latin, numele ar trebui să fie latin. Și în același timp numele ar trebui să amintească de unde vin. Cum se spune pădure în latină? Pădure înseamnă silva. Unii scriu și silva cu i. Asta e minunat. Și cum se numește pasăre?
Am vis. Asta îmi place mai puțin, căci nu sună frumos. Cum se numește cântec în latină? Cântec ori cântare se numește Carmen. Aplaudai bucuroasă. Mi-am găsit numele. În germană mă numesc Waldgesang, cântecul pădurii, iar în latină Carmen Silve, dar Silve nu sună ca un nume adevărat. E necesară o mică greșeală și astfel mă voi numi Carmen Silva. Și de domnul Hâncu, care s-a distins și prin aceste traduceri din Carmen Silva și care, sigur, face atât de mult pentru cultura, răspândirea culturii germane în formă române. Dânsul a tradus pe Heitmann, mi se pare, da, pe Klaus Heitmann, care de asemenea face parte din acest bord științific, alături de încă cineva de la fundația creată de regretatul principe Calțuvin, care a murit subit anul trecut, în păcate. La o vârstă foarte nepotrivită pentru asemenea călătorii în alte lumi. Adică a murit foarte tânăr. Și care s-a stăvit să facă această fundație. Alături de cei pe care i-am amintit, îl face parte din bordul acestei fundații și doamna Eda Binder. Ijima. Ijima, căsătorită cu un japonez. Și Sorin Cristescu, istoric. Și Sorin Cristescu, iați, nu, eu de ce pe care îi cunosc eu personal, l-am cunoscut pe Eda Binder, am cunoscut-o și pentru că e autoarea unei cele mai bune monografii despre Carol I, care există și fundarea monarhiei românești, o carte masivă, asta mă zoară cântărește kilograme, și care este foarte bine, cred că eu am avut prilejul să o cunosc aici, la București, în vremea lui Ceaușescu, când venise la noi la Institutul la Sud-Est European și să făcea cercetări la arhive. Ori de la ea am aflat atunci cât de amplă corespondența Regelui Carol I, care încă e nepublicată și de care ea se ocupa. Ce interesantă este și în aspectul grafic. Regele Carol I scria și pe orizontale și pe verticale. Adică făcea un fel de pagina de matematică perfectă de lângurile lui. De ce făcea așa? Nu știu. Era o distracție sau era un mod de a comunica cu dumneavoastră de zgârcenie. Nu se poate spune. De ce? Eu vreau să schimbă puțină spațiu hârtie cât mai puțină să consume. Nu. Era felul lui de alt. Spunea de epocă. Nu-mi dau seama. În orice caz, scrisurile sunt foarte interesante. Ce vreau eu să spun următorul lucru, inspirat și de aceste lucruri. Foarte frumos ne-a vorbit domnul Câncu despre memoriile Carmen Silvei și mama Fabriciu s-a amintit despre bogăția literaturii memoria zice românești. Și mă gândeam, ce interesant ar fi, știți că toată familia regală română a fost o familie de memorialiști. Toți au scris. Dar impresionant cât au scris. De la Carol I au rămas, așa zisele, memorii ale regelui Carol I, de un, în traducere românească, de un martor ocular. De adică, e bizar, că memoriile lui scrise de un martor. E o prelucrare, de fapt, al jurnalului lui. Și se pare că niște cremniți au fost amestecări de treaba asta. Al doilea, să știți că sunt tot atâtea probleme de istorie literară care trebuie lămurite și, doamna, ține mai trebuie lăutată pentru că a avut această inițiativă să pătrunde și să confrunte cu problemele pe care le ridică examinarea, cercetarea operei Carmen Silvei. Carol I are un jurnal care a început să fie publicat în traducere românească și care e foarte interesant, un jurnal personal, de însemnări zilnice, autentic, scris de mâna lui. Apoi, de regele Ferdinand, nu știu, de Regina Maria, în orice caz, povestea vieții mele, o scriitoare remarcabilă, tot așa, insuficient cercetată, studiat. Carol al II-lea,
Ioan al Doilea a scris și un sub zodia Satane, o carte întreagă care își povestește viața în zodia Satane, adică în împrejurările grele mondiale, în care confruntările, totalitarismele, războaiele și așa mai departe, în care i-a fost dat să trăiască. Dar are și între datorie și pasiune. Un jurnal care s-a publicat în românește, s-a discutat mult despre autenticitatea lui, dar toate indiciile că e autentic și care e toată povestea pasiunilor lui pentru, în primul rând, pentru doamna Lupescu. Și e toată povestea. Dar sunt, este vorba între datorie și pasiune, așa se indicurează, este vorba de destinul lui Grecian. Regele Mihai s-a povestit și pe sine însuși lui colegului meu, Mircea Cioban, regretatul Mircea Cioban, poet care a murit foarte tânăr. Și asta mă face să cred că e foarte interesant de comparat toate aceste memorii între ele și de văzut ce, cum sunt de diferite, sunt punctele de vedere asupra României și a istoriei României și ce le apropie. Și fără de ală, că numitorul om e datoria de a servi această țară și acest popor. Asta mai presus de orice. Mai e un lucru interesant. Domnul Hrâncu a mintea din aia de episodul că Elena Văcărescu încercarea Carmen Silvie de a-l căsători pe principele fermii la Elena Văcărescu. Și aici să spune că a spus atunci că regele Carol I, în realitate, înțelegeți, a fost sensibil la această idee. În prima lui reacție a fost că ar fi foarte bine că să se împământărească dinastia. Deși condiția pusă de cei care l-au ales rege a fost să nu facă cu scrii familia regală cu familiile boierești românești. Nu pentru că erau românești, cum spune lumea, gura lumii. Nu pentru asta, ci pentru că erau multe familii de os domnesc și aveau pretenții să conducă, să dirigeze coroana. Spune, nu pentru asta. Din același motiv și în alte părți s-a făcut acest apel la dar la noi mai ales, din motivul ăsta la o dinastie, s-a spus dintr-o dinastie străină, creștină, alta decât a Habsburgilor sau a Romanovilor. Asta era constituțional. Nu era voie să fie nici rus, nici austriac. De România, de ce? Erau probleme de suspense cu Transilvania, cu Basarabia, cu celelalte, cu conflicte istorice. Ama în celelalte țări, de asemenea, și la noi, în Grecia, în Bulgaria, a venit Saxacoburg, în Grecia, de asemenea, în Tiotul de Bavare, să urmărea și altceva, să urmărea integrarea în ceea ce se numea încă în vremea Bizanțului familia principilor. Adică toată Europa era condusă de o familie teoretică, spirituală, de principi care între ei se considerau rude, de aia și ne-au veni. Adică chiar dacă nu erau veni de sânge, vere cu tare, vere cu tare, sau frate. I s-a spus și lui Carol I, semn de mare respect, în vremea aceea, lui de frate. Unul din suveran se adresează așa. Deci tu ți-ar trebui o familie solidară în jurul religiei creștine și a unității europene. Asta era viziunea. Și trebuie să pătrunzi, țara putea să pătrundă la aceste familii. Acum, în momentul când s-a pus problema și în alte țări să putea, în Anglia, de exemplu, și să fac un caz căsătorii între prinț din familia regală și cineva din, nu vorbesc acum, în zilele noastre, dar înainte, cu cineva din familie mai engleză. Ce se întâmplă? Din nefericire, din fericire, avem și memoriile Elenei Văcărescu, sunt îngrozitoare. Că le citim. Adică e o surpriză greu de crezut. Pentru că Elena Văcărescu vorbește în memoriile ei, publicate în limba franceză, la Paris, unde făcea politică românească și de toată lauda vrednică, și nu știu ce, este frustrată și vorbește ca o regină descăunată, ilegitim și violent de regele Carol I. Furioasă. Și de Regina Maria, care a luat loc. Dar, în tradiție,
prezențial, casei regale românești, cu toată discreția de care a făcut întotdeauna regale, aici a fost foarte intransigentă în aceste chestiuni, până azi, până alte. E multă intransigență. Și aceste intransigențe trebuie respectate, adică nu aveau grijă ca nu oricine să vină, sau nu în orice condiții, să vină cineva la succesiune. Și drama s-a întâmplat cu Ferdinand, care a iubit-o mult pe Elena Băcărescu și care a trebuit să se separe de ea și să se căsătorească cu Maria de Edimburg. Asta s-a întâmplat și cu Carol al II-lea, pe care Ferdinand însuși a spus și eu am avut o poveste și am știut să ies de ea. Să faci bine să ies din aceste poveste cu durere în suflet. N-a reușit, Carol a stăvit să iasă din familia regală, să ia renunțe la titlul de principe, să ia un titlu, un nume, să-i se dea un nume de familie, pentru că Hohenzollern nu era un nume de familie, era un titlu princier. Și până s-a înrobit cu România. Și așa mai departe. Deci lucruri de felul ăsta s-au întâmplat și s-au întâmplat strict, cu mare strictețe s-au comportat. Adică cu toată durerea pe care aveam să o rezultă când trebuia să îndepărteze de la succesiunea pe cineva. Iar în acest context, da, se pot aminti și alte lucruri interesante, mă rog, nu toate sunt de povestit acum, dar e un lucru de reținut. Aș da acest amănunt picant, dacă vreți, dacă se poate spune acum, la atâția ani de așa ceva. E de urmărit în memorie aceeași poveste. Doamna Zimmermann a avut o carte la care m-a onorat să fac o prefață, în care e vorba de cum îl vede Regina Carmen Silva pe Cărintele Carol I. Și e foarte frumoasă carte. Fabulă și în traducere românească. Ei, ar fi interesant să zic invers. Cum o vede Carol I, pe Regina Elisabeta. Pentru că este mișcătoare adesea. Știți ce îngrijorare? Adică Carol era convins că Regina, când povestea cu Băcărească, că Regina Elisabeta trece într-o stare maladivă, provocată de mai multe împrejurări, întrecare și pierderea propriului copil. Și afecțiunea teribilă pentru Elena Băcărești. Însă mai era un lucru. A fost atrasă, Carmen Silva, de tatăl Elenei Băcărescu, colonelul Băcărescu, care era un mare sforat și pe care Carol îl detestă, a fost, și care a fost foarte impertinent chiar cu Carol. A fost regele Carol. A fost atrasă într-un fel spiritist, ce-au început să facă spiritism. Și ăsta era, regele era îngrozit. Dar ce se întâmplă acolo? Pentru că ce fac tot felul de chestii, o influențează, intră sub ampliza lor și n-a bonit-o el. A plecat ea singură. Este impresionant când se duce în vizită, Carol s-o vadă, regele Carol s-o viziteze în Italia. Starea e sănătății ei, ce doctori întreabă. Pe cine convoacă? E un soț îngrijorat că soția lui a fost o nevroză gravă. Și este o nevroză, într-adevăr. Lucruri de felul ăsta povestește și Regina Maria de altfel în cartea Povestea Vieții Mele, când vizitează Mont-Repos. Vizitează Mont-Repos și o cunoaște acolo pe mama Carmen Silvei, nu? Viitoarea ei, să spunem, soacră, vorba vine vitrei, așa, de prin adopțiune. Și o atmosferă de un romantism despre Regina Maria s-a scris o carte. Cineva s-a spus că e ultima romantică Europei. Dar ce era acolo? În familia de Libia era un romantism ăsta care depășea orice, un plan mai înalt, îmbrăcat. Mă rog, era o atmosferă foarte romantic, ca să spunem, foarte romantic. Și asta se simte și în deschisurile genului. Eu vreau să spun că eram de nevră. Cine citește, și chiar numele ăsta, Silva, este toată filozofia literaturii romantice, lumea spune că pădurea e locul de care vine, pădurea germanică, de care vine romantismul. Vezi Madame de Stael,
descoperirea romantismului în german și de abilitatea lui în Europa, așa eu, așa credea, așa e întâmplător. Regina Carmesima așa alinge acest nume ca să te convine cu acest duh înnoitor, această poezie germanică, la origine, legată de natură, mai legată de poezia clasică, legată, pe urmă, foarte strâns în viziunea romanticilor de creștinism, care vine cu o reabilitare a aerului mediu și deci e foarte interesant și eu cred că ar fi interesant de comparat și de confruntat toate aceste amintiri au unora despre ceilalți. Pentru că trebuie să vedem și fondul omenesc, care e la bază și de asemenea, cu asta vreau să termin și să o feliți de toată pe doamna Zimmermann, pentru că trecem de la asta care este și pe domnul, pentru bineînțeles, de la asta, bineînțeles, pentru efortul de a rătămăci în românește, pentru ideea de a transpune în românește aceste lucruri. Deci este vorba de sentimentul puternic al datoriei față de datoriei pe care toți au avut-o și au dus-o foarte departe și de tot binele pe care l-au făcut acestei țări. Asta e ce vreau. Ascultăm ultima poveste. Este povestea Reginei Binefăcătoare. Ea a apărut în mai multe traduceri românești. O voi citi în traducerea care a apărut în cartea mea, Regina Poetă, literatură în serviciul coroanei, o traducere de Monica Grigore, iar cartea a apărut la editura AL în 2013. Inițial, povestea se numește Das Märchen von der Hilfreichen Königin. Este un fel de legendă, de fapt, are aspecte de legendă, aspecte autobiografice, recunoaște și unele aspecte din biografia Elisabetei, dar este un fel de mitizare a ideii de regina mamă. Haseți în Deutsch. Das Märchen von der hilfreichen Königin. Es war einmal eine gute Königin, die wollte alles Leid stillen, das sie auf Erden sah. Je mehr sie aber Gutes tat, desto mehr schien die Not zu wachsen. Ihre Mittel reichten nicht, den Armen zu helfen, ihre Worte hatten nicht die Kraft, die Trauernden vom Schmerz zu befreien und ihre Hand konnte nicht alle Krankheiten heilen. Sie meinte aber, die Erde könne unmöglich so schlecht vom lieben Gott gewollt sein, sondern wenn seine Menschenkinder es nur richtig anfingen, so müssten sie glücklich werden. Da ging sie in die Kirche und betete ein Gebet, dessen ganze Kraft und Verwegenheit sie in jener Stunde noch gar nicht ermessen konnte. Sie betete, wie es auch andere Menschen in ihrer Torheit tun, die nicht wissen, was es bedeutet, wenn sie erhört wurden. Povestea reginei binefăcătoare. A fost odată o regină bună care voia să aline toată suferința pe care o vedea pe lume. Dar oricât de mult bine făcea, cu atât mai mult îi se părea că lipsurile se adâncesc. Nu avea destule posibilități ca să-i ajute pe toți săracii, cuvintele ei nu aveau puterea să-i elibereze pe suferinți de durerea lor, iar mâna ei nu putea vindeca toate bolile. Credea însă că e cu neputință ca bunul Dumnezeu să fi făcut pământul acesta chiar atât de rău, iar dacă copiii lui pământeni ar fi dorit cu adevărat, ar fi trebuit să fie fericiți. Astfel, regina merse la biserică și se rugă lui Dumnezeu, fără să-și dea seama în ceasul acela câtă putere și îndrăzneală are rugăciunea ei. Se rugă așa cum se roagă și alți oameni în simplitatea lor, fără să știe ce o să se petreacă dacă rugăciunea lor este ascultată. Se rugă astfel. Iubite Doamne, fă în așa fel că atunci când întâlnesc un suferind, privirea mea să-l facă fericit și să pot lua suferința lui asupra mea. Ieși cu inima grea, întrebându-se dacă Dumnezeu a auzit-o, căci uneori Dumnezeu pare să nu ne audă atunci când ne rugăm. Dar chiar în aceeași zi a primit răspuns că rugămintea îi fusese ascultată. După aceea se mă lipsi de o boală după alta, fu oarbă, surdă, fu febră, dar din toate aceste încercări ieșea din ce în ce mai frumoasă, tânără și transfigurată. Nimeni nu a auzit să se plângă vreodată.
curând forța ei de vindecare deveni cunoscută, deși ea nu spusese nimănui despre asta și oamenii începură să năvălească și să o chinuiască cu durerile lor, fără să bănuiască la ce sacrificii era supusă. Regina se expunea tuturor bolilor și nu voia să se apere, mai ales când era vorba de copii. La fel merse treaba și cu sărăcia. Devenise pricepută la împărțirea lucrurilor, însă de multă vreme nu mai rămăsese nici ea cu nimic. Nu-și putea permite nici cea mai mică bucurie, fiindcă în permanență îi lipseau resursele și oricât de des ar fi ajutat pe bunul său soț, ea o ducea precum Sfânta Elisabeta, abia dacă mai avea o haină. Numele era binecuvântat de mii de ori, toți căutau să-i fie în preajmă, să o atingă, să-i surprindă o privire, căci strălucirea ochilor ei alina pe oricine îi privea. Era mulțumită și liniștită și își imagina că făcuse un lucru bun, că se sfătise chiar cu Dumnezeu. Nimeni nu putea contesta pacea care izvora din ființa ei. Într-o zi, fu strigată de o femeie sărmană. Ah, iubită regină! Unicul meu fiu e pe moarte. Știu că aveți ierburi minunate care ajută atunci când nimeni nu mai poate ajuta. Fără să șovăie, regina se grăbi spre patul de moribund în care agoniza tânărul. Acesta își deschise cu greu ochii și se uită la ea, iar în privire îi se aprinse scânteia vieții, respirația îi se întoarse în piept, buzele palide și reci deveniră roșii și calde, iar mama recunoscătoare se prăbuși la picioarele reginei, îmbrățișându-i când genunchii, când pe fiul salvați. De asta dată, după ce se întoarse acasă, nu se mai simți atât de obosită ca de obicei. Totuși, se aștepta să fie lovită de o boală grea, poate chiar de moarte. Așa că se sperie îngrozitor când a doua zi unicul ei copil se îmbolnăvi grav, apropiindu-se cu pași repezi de sfârșit. Zadarnice i-au fost împlorările, zadarnică i-a fost grija purtată tuturor, până și privirea își pierduse din forță. Copilul ei nu deschidea ochii, ci delira ceva despre îngeri și flori minunate, până când rămase liniștit și alb în brațele ei, iar ea, o femeie distrusă, fără lacrimi, fără rugăminți, fără puteri, care simțea doar că arde de durere. Din acea clipă păru că îi se stinge și darul pe care l-avea. Oamenii spuneau că își pierduse încrederea în ierburile ei tămăduitoare. O perioadă întunecată se abătu asupra bietei regine. Se blestema pe ea însăși și blestema rugăciunile. Își spunea că este singura vinovată de faptul că soțul ei adorat era la fel de nefericit ca ea. Lumea din jurul ei devenise atât de întunecată de parcă ar fi fost înconjurată numai de noapte și nu mai exista răsărit de soare și nici primăvară și nici copaci frumoși și nici cântul păsărilor, nimic, nu mai exista nimic de ce s-ar fi putut să miște inima. Celei care nu se împotrivise niciodată atâta timp cât credea că preluase suferința celorlalți, cerul îi se părea de data aceasta îngrozitor. Și nu mai avea forță să se bucure pentru cealaltă mamă, căreia îi se curmase suferința. După vreme îndelungată, în care se cufundă în supărare și disperare, reuși în sfârșit să adoarmă. Era ca și cum i s-ar fi deschis ușa, ca și cum copilul ei ar fi intrat strălucitor, fericit, ca și când s-ar fi așezat lângă ea la marginea patului, i-ar fi luat cu mâna durerea de plumb din piept, ar fi împrăștiat înspre ea cu răsuflarea un vânt de bucurie și i-ar fi spus cu voce de clopoțel. Nu plânge, mamă. M-ai făcut atât de fericit cum n-ai fi putut niciodată să mă faci pe pământ cu toată iubirea ta cea fierbinte. Căci tu mi-ai deschis calea spre ceruri și m-am întors fără durere și păcate, mulțumită jertfei tale, mamă. Nu plânge. Voi fi mereu lângă tine. Ai făcut o greșeală pioasă, crezând că poți izbăvi tot pământul de durere. Și pentru asta a trebuit să te prăbușești în tine. Deci pământul este așa cum vrea Dumnezeu. O mină, o vatră, un cuptor, o scurtă trecere dintr-o existență în alta care te înalță sau te coboară, depinde de ce ai învățat aici. Sărăcia trebuie să existe, la fel ca și boala, nedreptatea și războiul. Totul se întâmplă într-o purificare și îndurarea noastră și într-ajutorarea semenilor.
De aceea sunt fericiți toți aceia care ajută pe suferinți cu toată puterea lor și tot sacrificiul și energia de care sunt capabili. Dar să transforme pământul în paradis, acest lucru nu o pot face și nu le este îngăduit să o facă. Fiindcă pământul este o mașinărie care, după socoteală lumească, se numește infern sau focul gheienei. Atunci, regina se trezi și din acea clipă, în inima ei coborâ pacea. Reuși din nou să facă bine, să aline, să se bucure, nu să-și vindece. Dar ea nu mai tângea după nimic, ci era senină, mulțumită, răspândind pace în jur. Și ca să închidem cercul, revin la memoriile regine, Corsul penaților mei, vedeți volumul 1 și 2, în partea dreaptă, în traducerea domnului Hâncu, pe care le vedeți, cred că mai este editura, nu mai este, dar volumul 2 este în librării, am căutat în mai multe librării și este, la fel ca și volumul poveștilor mei regine de la Curtea Veche, la categoria cărți regală, vă găsiți la fel și poveștile reginei Maria. În partea dreaptă, vedeți sus, coperta în verde, este ediția Princeps Germană, mai împenat în Winkel, mai scrie pe ea Erster Band, volumul 1, deci avea în intenție să mai scrie mai mult, un capitol care ar fi apărut în volumul 2, l-a publicat despre unchiul ei, Großonkel, unchiul mare, cum se spune, deci fratele tatălui. Era Maximilian Subit, celebrul cercetător care a fost în Brazilia și acest capitol în germană plus restul volumului va apărea în prima ediție reeditată în Germania anul viitor, în ocazia comemorării a 100 de ani de la moartea reginei, iar pentru viitorii din Germania, sper să fie o trezire, să-și amintească și cei din noi viți de regina care a plecat din mijlocul lor și care își amintește la bătrânețe de copilăria petrecută în Germania, în noi viți și împrejurări. Și, cum a spus și domnul Hâncu, foarte frumos, ea descrie nu doar copilăria ei din castel, ci și viața servitorilor, multe despre viața învățătorilor ei, despre ceilalți educatoare, despre felul în care era în am depășit puțin timpul și nu vreau să vă încercăm răbdarea, dar le mulțumesc enorm pentru noblețea cu care s-au apropiat de acest spirit elevat, care nu s-a mulțumit să fie o simplă regină și însoțitoare unui mare conducător și a fost și o personalitate în cultura noastră. Aș vrea să ascultăm din nou George Enescu, de data aceasta în forță, Marius Voltea, amintește-ne că s-a inspirat din folclor. Thank you.
Aș dori să mulțumesc foarte mult pentru această seară binefăcătoare. În primul rând, doamnei doctor Silvia Irina Zimmermann, domnului Dumitru Hâncu, domnului Șerban Tanașoca, colegii mele Aurora Fabricius și foarte mult tânărului nostru muzician, domnul Marius Boldea. Cred că această temă pe care dumneavoastră pentru a doua oară ne-ați propus-o este atât de importantă încât vă mai așteptăm atât anul ăsta cât și la anul cu altă temă despre Carmen Silva și despre literatura Carmen Silva. Încă o dată vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru participare și vă mai așteptăm și altă dată. Mulțumim foarte mult!